Dacă ce zice părinte, onorată asistență, stimați invitați. Încă de la început o să vă rog să îmi înțelegeți emoțiile, chiar dacă am mai făcut acest eveniment, dar de fiecare dată emoțiile, în loc să înceteze, parcă să cresc. Îmi revine și astăzi această onoare de a spune câteva cuvinte în această frumoasă zi de toamnă, în care, iată, prin voia lui Dumnezeu, așa cum a mărturisit și Părintele în cuvântul de învățătură, ne-am adunat încă de dimineață, rugându-ne cu toți împreună la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și iată-ne acum, continuăm ca să ne hrănim sufletul din frumosul poeziei, cu ocazia lansării celui de-al nouălea volum, publicat de domnul George Mureșan. Mă asigur că, dacă mă uit așa în biserică și mă întorc un pic în spate cu vreo 30 de ani, când eram copil, așa cum sunt copiii de aici, eram în Șimleu la Biserica Mare. Și o parte dintre dumneavoastră, de acolo încă am legat o legătură și iată-ne, dacă atunci eram eu în Șimleu și astăzi sunt în Ușfalău, este o bucurie că dumneavoastră îmi sunteți alături și sunteți prezenți la acest frumos eveniment cu ocazia lansării volumului domnului George Mureșan. Domnul Mureșan cred că nu are nevoie de vreo introducere specială. Îl cunoaștem cu toții. El este un apropiat al comunității noastre de aici, din Ușfalău. Și vă pot mărturisi că este și un practicant al slujbelor, fiind prezent aproape în fiecare duminică și sărbătoare în Sfânta noastră Biserică și de fiecare dată prezent la orice eveniment pe care noi îl organizăm aici, în biserica noastră. Activitatea de creație literară a domnului Gigi a debutat cu mulți ani în urmă, într-un volum colectiv cu o poezie de factură istorică intitulată Burevista. După care, în perioada 2006-2019, a tipărit 8 volume de poezii. Cioburi de lumină, Colier de licurici, Floare de rouă, Imagini din copilărie, Umbre în oglindă, Crucea din suflet, La mulți ani în România și Golgota din noi. Toate lucrările acestea se pot vedea aici, în fața dumneavoastră, aranjate așa într-un decor de toamnă. Iată-ne astăzi, întruniți într-o perfectă comuniune, din nou în biserica noastră, pentru a-l însoți pe domnul George Mureșan la lansarea volumului de poezii intitulat Iisus din Potir. Merită aici menționat faptul că acest volum de poezii este cel de-al treilea volum pe care dânsul l-a lansat la noi în biserică. Și îi mulțumim pentru acest lucru, pentru că de fiecare dată este o onoare pentru noi, cei de aici, pentru comunitatea noastră, și îi mulțumim pentru lucrul acesta. Pentru mai fie. Să dea Dumnezeu, să fie, cât de multă inspirație. Această colecție de poezii ne invită pe toți la o trăire, am spune noi, autentică, și ne împinge pe toți oarecum spre vatra strămoșească, spre acele valori morale care stau întotdeauna la baza societății noastre. Vă pot mărturisi sincer că prima dată când am răsfoit acest volum de poezii, mi-a răsfoit acele amintiri ale acelei perioade grele pe care cu toții am parcurs-o, și anume pandemia. Cel COVID-19, în care cu toții am văzut că credința în Dumnezeu
și întoarcerea la traiul simplu, alături de cei dragi, au fost singurele lucruri care ne-au ajutat să trecem peste acea perioadă grea. Și iată de astăzi, aici și astăzi, suntem mărturia faptului că noi, ca societate, avem puterea să depășim cele mai grele obstacole. Și când l-am sunat pe Părintele Pădurean să-i spun de la ce oră începem Sfânta Liturghie, îmi spunea, păi nici în pandemie nu am stat acasă, ci m-am rugat pentru mine, pentru familia mea, pentru credincioșii mei. Și iată că din cele mai grele încercări, de multe ori, învățăm cu toții cele mai frumoase învățături. Domnul Gigi Mureșan a așternut, într-o oarecare măsură, în rândurile sale și ne-a arătat tuturor ce înseamnă să trăiești cu adevărat acea emoție a momentului și cât de mult câștigăm noi, ca și oameni, în relația noastră pe care o avem de fiecare dată cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin gânduri bun, prin poezie, prin orice altceva. De aceea vă invit cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră să parcurgeți aceste rânduri și să experimentați fiecare în mod individual această trăire autentică pe care, așa cum v-am mărturisit-o, am trăit-o atunci când am parcurs aceste rânduri. Poeziile sunt oarecum din scrise din parcursul întregului an. Și fiecare are mesajul ei, fiecare are gândul ei și fiecare are emoția ei. Și înainte de a da cuvântul Domnului Gigi, spre a ne spune un gând bun la această deschidere, acestui frumos eveniment, vă invit să o ascultăm pe o tânără a parohiei noastre, Georgiana Sârca, pe care știm cu toții că activează în Clubul Elevilor la Șemineul Silvaniei, spre a ne cânta cu o priceață. Dorește să vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Ori cât ar fi de greu, de cazul meu. Ori Să sper că voi
departe în toate activitățile tale. Dau cuvântul Domnului. Eu cu microfonul mă știu mai greu. Momente în care gesticulez și microfonul pleacă într-o parte, eu vorbesc de la el. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. Să mulțumesc lui Dumnezeu că sunt și eu aici. Nu o să vă țin mult. Sunt doar două, trei cuvinte. Mulțumesc și celor care au făcut un efort, au venit în alte localități și au ajuns aici. E un semn că totuși un pic sunt iubit. Iubirea trebuie să vină de la Dumnezeu. El trebuie să ne iubească mult de tot. Noi trebuie să ne iubim, să fim aproape unii de alții. Am spus că probabil va fi și a patra carte. N-am să vă citesc o poezie din cartea care am scris-o. Vă las plăcerea de a o răspoi și a citi. Am scris câteva rânduri. Probabil care va fi începutul celei de-a patra cărți. Poezia ar fi În casa ta. Iisuse Sfânt, îți mulțumesc că l-ai primit în casa ta, să pot să spun cât te iubesc, că tu ești toată viața mea. Iisuse, tu nu ne părăsești nici la bine, nici la greu, că știu ce mult ne iubești tu și bunul Tatăl Dumnezeu. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Gigi. Să știți că întotdeauna aceste versuri ne pătrund așa în suflet, dar atunci când le auzim din gura unor copii, parcă ele intră mai adânc în sufletul nostru. De aceea, în continuare, dați-mi voie să o invit pe Natalia Molnar spre a ne recita câteva rânduri dintr-o poezie a domnului Gigi Mureșan. Strâmbă-te pe o față. Așa. O să te vadă toată lumea. Așa. Iisus din Potir, de George Mureșan. Două mâini în rugăciune preunate apropie de noi cerul și pe cei de sus. Numai gândul și cuvântul pot răzbate iubirea sfântă pe care ne-o trimite Iisus. Ești legătura noastră cu cele cerești, lacrima care aduce lumină în ferești. Genunchii tăi se pleacă ușor în altar, harul Sfântului Duh, așteptând să vină. Iisus din Potir pentru noi e sfânt dar. Ruga ta șoptită ne îmbracă în lumină, arată-ne drumul spre iubirea lui Iisus, ne leagă prin rugăciune cu cei de sus. Mulțumim frumos! Ne bucurăm, iubiți credincioși, că în mijlocul nostru se află și domnul primar Cristian Lazăr, primarul Șimleului Silvaniei, un apropiat al domnului George Mureșan, un apropiat, să zicem așa, și al meu, că sunt șimleoan, chiar dacă eu stau aici în Ușpalău și doar recent îs cu domiciliul în Ușpalău, până acum a fost și eu șimleoan. Salutăm prezența dânsului în mijlocul nostru și îi dăm cuvânt. Mulțumesc frumos! O dată și mea am tot și mea. Da, așa-i. Prea puternici părinți, iubiți credincioși, o să fiu foarte scurt. E pentru prima dată când vorbesc în fața mea biserici, vă spun cinstit. Am vrut să refuz acest lucru când mi-a propus domnul Gigi Mureșan în început, când am sosit aici. Însă nu refuz un poet în ziua lansării volumului său. Refuzul se referea pentru simplu fapt că ați venit aici cu toții să vă întâlniți cu Dumnezeu. Pentru că de aceea venim la biserică, să ne întâlnim cu Dumnezeu de fiecare dată. Și atunci nu se cade ca eu, un evreu păcătos, să vorbesc în fața voastră de aici. Însă stau și mă gândesc la ceea ce se întâmplă astăzi în fața dumneavoastră, la această lansare de carte. Și poezia, eu cred și sunt convins de altfel că este o formă de dialog a lui Dumnezeu cu noi oameni. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni
Și aici, prin domnul Gigi Mureșa, a lucrat și, vedeți, ne aflăm la 9-lea volum. Prin urmare, a lucrat Harul Său Dumnezeu și a făcut să îl sporească și să îl dezvolte în niște volume frumoase de poezie. Și pentru aceasta eu vreau să-i mulțumesc și să-l felicit pentru ceea ce face, pentru că astăzi să vorbești despre cultură sau să promovezi cultura este o pasăre tot mai rară, să zic așa. Iar eu mă bucur că ne aflăm în biserică, împreună cu Dumnezeu și vorbim despre cultură și despre poezie. Sunt două teme care sunt ocolite în ziua de astăzi și mă bucur că aici împreună nu doar că nu le ocolim, ci încercăm să le promovăm cât mai tare și asta vă și rog să faceți și să facem împreună în fiecare zi. Pentru că dacă vom avea grijă să fie Dumnezeu în toate și vom avea grijă ca Dumnezeu să primeze peste tot, viața noastră a tuturor va fi mai bună. Și dacă vom avea grijă ca lângă toate lucrurile de pe din viața noastră, cultura să aibă locul ei de cinste, viața noastră va fi mult mai frumoasă. Eu m-am regăsit într-un mesaj, dintr-o strofă a poetului Gigi Mureșan. Poezia se numește Încă mai e timp. Dă, Doamne, lumii un restart de-a lui Iisus Sfântă Înviere și fă-ne iarăși fără de păcat în veci să facem la ta vreme. Două lucruri vă spun din această strofă. Mi-aș dori să ne dăm un restart în fiecare zi. Să nu uităm cuvântul Domnului de duminică, în fiecare duminică de altfel, în fiecare zi, luni, marți, miercuri, când e, să ne fie cât mai viu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ne dăm un restart și să-L avem pe Dumnezeu cu noi tot timpul. Și în veci să facem a sa vreme al lui Dumnezeu. V-am spus că nu sunt eu în măsură să vorbesc, dar aici o zic cu mâna pe inimă, hai să facem voia lui Dumnezeu în tot ceea ce avem de făcut pe lumea aceasta, și atunci cu siguranță lumea pe care o trăim, lumea pe care o construim și viața pe care o trăim o să fie cele mai bune. Să facem voia lui Dumnezeu. Fericitări și mult succes! Sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Așa că acest mesaj pe care domnul primar l-a mărturisit și l-a expus atât de sincer, să pătrundă în sufletele noastre și să aducă rod ca și acea sămânță care se aruncă în pământul bun și apoi dă rod. Îi mulțumim frumos pentru cuvânt. Este pentru prima dată, domnul primar, în biserica noastră. Îi mulțumim, e onoare și mai așteptăm, desigur, și cu alte evenimente. Dânsul cere scuze, se retrage pentru că mai are și alte activități. Îi mulțumim încă o dată și dorim mult succes pe mai departe în toată activitatea dânsului. Aș dori continuare să continuăm cu aceste frumoase poezii recitate de copii. Și îl invit pe Nicolas Roșan spre a ne recita și el o poezie, după care dau cuvântul părintelui Pădurean. Mulțumim! Maică Dulcea lui Iisus de Iote Mureșan, Maică Sfântă prea curată, Maică Dulcea lui Iisus, din odrumul de nearată să mergem la tine sus. În genunchii noi te rugăm să ne arăți calea divină, că noi iubire vrem să-ți dăm putere, Maica ta lumină. Dragii mei, nu știu să mulțumesc lui Dumnezeu că sunt astăzi și în această Sfântă Biserică, înconjurat de dumneavoastră și de domnul Mureșan, că pot numi un fel de prieten al meu. Citeam odată într-o carte că în viață trebuie să te rogi lui Dumnezeu, să-i ceri de la Dumnezeu în primul rând sănătate, apoi să ceri să ai prieteni buni și
După aceea, al treilea lucru, să ai bucurii. O, Doamne, frumosul, să ai sănătate. Cel mai mare dar pe care îl putem avea noi. Când intri undeva, într-un spital sau undeva, întâlnești un om care are tot felul de probleme de sănătate și te compari cu el, atunci cred că îți dai seama ce valoare are sănătatea, care este un dar de la Dumnezeu. Dar să știți dumneavoastră că Dumnezeu ne lasă de multe ori să ne purtăm crucea, fiecare are crucea lui. Nu-i casă fără cruce, doar nu-i pusă la poate și nu-i rămâne. Și există pentru aceasta legea compensației. Îți dă Dumnezeu, îți ia ceva, dar îți dă peste așteptările tale câte un dar. Vorbeam și astăzi de dar, darul lui Dumnezeu pe care, iată, el a dat Dumnezeu acestui om, om al lui Dumnezeu, care lucrează cu noi, cu gândirea noastră, cu inteligența noastră, cu sufletele noastre, că sufletul e alcătuit din trei părți. Rațiune, iubire și voință. Și când citești o carte, o poezie frumoasă, mai ales o poezie care te duce spre Dumnezeu, nu vă voi lăsa pe voi singuri, spune Mântuitorul Hristos. Și iată că nu ne-a lăsat singuri. A rămas și rămâne pe Sfântul Altar, în taina Sfintei Cuminei de Curim, pâinea și vinul. Acolo e Hristos, dragii mei. Noi preoții ne-am împărtășit, copiii sau împărtășit. Noi l-avem pe Hristos, noi vorbim și când predicăm, nu ne lăudăm pe noi, noi vorbim în numele lui Hristos și lăudăm pe Hristos. Hristos ce este în noi. Și așa că harul acesta pe care l-a dat Dumnezeu, acestui om, om al lui Dumnezeu, iată este viu și nouă ediții, nouă cărți. E un lucru mare și mai are încă voință și putere și rog pe Dumnezeu să-i dea putere și voință să mai scrie încă cât i-a dat Dumnezeu. Mai am câteodată, mai vine câte unul care are examene. Ce să faci ca să aibă reușită? Și zic așa, să înveți, să nu fii trântat, să nu crezi că numai tu, cu puterile tale, poți face ceva. Și gândește-te totdeauna când ți-a dat subiectul, te gândești la Dumnezeu și te rogi, respiri adânc, te rogi lui Dumnezeu, respirând. Și începi să scrii. Și după ce începi să scrii, îți dă Dumnezeu așa de inspiră încât nici nu reușești să scrii. Vă spun din experiență acest lucru. Și cred că puteți să confirmați și alții dintre dumneavoastră care ați trecut prin multe examene. Părintele și cum am fost pe la Sibiu pe acolo. Așa că omul care se roagă lui Dumnezeu are inspirație. De aceea pot să-i spun că omul lui Dumnezeu. Pot să om trimis de la Dumnezeu. Și numele Lui este Gigi Mureșa. Pot să spun și acesta. Așa că vorbind despre sănătate, îl rugăm pe Dumnezeu să ne-o dea. Și vorbind despre bucurie, o, toți ne dorim. Și de multe ori trecem pe lângă ele și nu le băgăm în seamă din cauza problemelor și a lucrurilor pe care le avem zilnic. Dar e cazul, dragii mei, să ne mai și oprim, că doar de aceea muncim să ne știm și bucurăm. Îi cazul să stăm din când în când la masă cu cei dragi. Iată că vremurile noastre te duci dimineața, vii cu noapte. Nu-i vezi, nu stai de vorbă cu ei, cu copiii, cu soția și cu familia ta. Și așa să ne lipsește. Și așa de bine e venit pe ziua de astăzi. Să felicităm Domnul Mureșan, Domnul Părinte și ceilalți care ați organizat. Și iată că mă întâlnesc că ești cu Șimleon de mine, credincioși de mine, cu prieteni de mine. Nici nu m-am gândit să mă întâlnesc cu Domnul Colonel astăzi aici, la biserică. O, Doamne, iată bucurile cu vin. Și mergem acasă așa de plăcut lui Dumnezeu. Și după aceea, trebuie să ai grijă că toți ne lăudăm să avem mulți prieteni. Nu avem dragi. Poate prietenii adevărați de la o degetele de la o mână, numărul de la degetele de la o mână.
cu un prieten bun, greu îl găsești. Ca să fie alături de tine și la bine și la greu. Când merge bine, am prieteni mulți, dar când îți trist și de și am nevoie, iată, atunci îi văd adevărați prieteni. Și îl consider pe Domnul Mureșan și pe soția dânsului. Și nu numai și locul de muncă, să văd că doamna Florica de la Șubleu a venit să fie alături aici, la acest eveniment frumos din familia, familiei Mureșan. E un lucru deosebit. Să răspund cu dragoste. Vă spun că nu să mulțumesc lui Dumnezeu. Eu, la vârsta mea, la 75 de ani, de Paraschiva am plinit 50 de ani de preoție. În 31 august, chiar în 31 august, am plinit 50 de ani de căsnicie. Doamne, frumos! Frumos e să pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu, cum spune acolo în cărți. Doamne, dacă mai sunt de folos, mai lasă-mă! Dar dacă crezi că nu sunt de folos, ia-mă și voi vedea ce vei face cu mine, spune acolo într-un sal. Așa că ne de folos, Domnul Mureșan, și mulțumim Dumnezeu, îl îmbrățișez cu tot dragul pe el, pe soția lui, pe familia lui. Că, iată, suntem alături împreună aici. Și vă aduce bucurie, iată cum vă dă Dumnezeu bucurii, compensația, cum ne mângâie Dumnezeu prin prezența noastră. Să știi că pentru tine au venit mai mulți și vin și în tot felul de probleme, iată, ai sprijin și ajutor. Să știți că niciodată nu cred că ai mai mare bucurie ca și atunci când poți ajuta pe cineva. Când l-ai ajutat și vezi că a prosperat și vezi că a ieșit din necazul lui, te bucuri mai mult decât orice problemă, de orice lucru pe care l-ai tu în familie. Așa că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem astăzi împreună. Mulțumim Părintelui, mulțumim familiei Mureșan și dorim putere de muncă, cum spune românul, și harul acesta, Duhul Sfânt, harul lui Dumnezeu, să-L inspire. Când văd eu din experiența mea, orice experiență aș avea, oricând m-aș pregăti pentru o vorbă, pentru asta, pentru un cuvânt, pentru o predică, dacă nu mă rog, dacă nu mă apropii de Dumnezeu, nu iese, dragii mei. Dar atunci când ești cu Dumnezeu, toate zile sunt câte minunezi. Nici nu te gândești, nici n-am vrut să spun, să vorbesc despre așa ceva, dar te inspiră Dumnezeu și îți dă cuvintele, îți dă vorbele. Așa că vă îmbrățișez cu tot dragul, Domnul Mureșan. Și spor înainte să scrieți cât de multe lucruri și prin aceasta să spuneți și celorlalți cât bine v-a făcut Dumnezeu prin faptul că iată v-a creat aceste mari bucurii prin darul pe care vi l-a dat. Să aveți sănătate toți și vă mulțumesc că am fost împreună cu dumneavoastră. Prezența aici la Sfânta Liturghie și apoi la acest frumos eveniment. Continuăm mai departe invitându-o pe Maria Oros, care a citat și ea o poezie. Sfânta Taină de George Mureșan. Din altarul Sfânta cea șoptită, aud-o caldă rugăciune, numele Lui Sfânt chemând, Iisus coboară să ne adune. E clipa săvârșirii tainei sfinte, lumina parcă plouă prin cuvinte. Genunchi plecați în rugăciune, harul Duhului Sfânt așteptând, iubirea cadă în ea să ne adune, rugăciune șoptită în gând. Ascultă, Doamne, glasul smerit, numele Tău Sfânt în veci fie slăvit. Bisericioși, ne bucurăm de prezența domnului colonel Moș Ioan. Noi ne știm mai demult, pentru că dânsul a fost activ pe Șimbleu și fica dânsului a fost prietenă bună de a cercului nostru de prieteni din tinerețe.
Salutăm cu drag prezența dumneavoastră. Dânsul este și președintele Casei de Ajutor Reciproc și Bleu Silvanii. Este foarte activ, chiar dacă este pensionar. Și este prezent de fiecare dată în societate și în mijlocul oamenilor, aducând un gând bun și o vorbă bună. Îi dăm bună. Mai introducerea a fost făcută, pentru că suntem în biserică, o să vă rog să permită să mă adresez tuturor cu dragi credincioși. Mă bucur și mulțumesc la Dumnezeu că am rugat împreună astăzi aici și pentru evenimentul din partea a doua acestei zile. Prezentările au fost făcute, reprezint Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Șimleu, la care sunt foarte mulți membri din comuna dumneavoastră și din Bazinul Șimleu. Domnul Mureșan este membru activ și dânsul și soția, dar nu numai pentru faptul că este membru, participă efectiv la foarte multe activități pe care le organizăm. Recent am organizat o activitate care este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, care are dată fixă 1 octombrie și am organizat-o într-un cadru foarte frumos în Șimleu. Fostul spital, la ora actuală se cheamă Complexul Mărmura Șimleu. Așa, și vă invit cu această ocazie să-l vizitați care n-a fost. Așa este deschis, are un program de dimineață de până la 8 până la ore 20. Au participat foarte mulți copii, de la grădinițe, de la școli. Într-un an au fost și de la școala gimnazială din Mușpatău și, bineînțeles, din comunele din Bazinul Șimleu, Marca, Zăoan, Lopiș, Măieliște și așa mai departe. Domnul Mureșan, prin calitățile pe care le are de poet, participă de fiecare dată și ne recite câteva poezii. Și, bineînțeles că ridică dorosul pensionarilor, pentru că dorim ca să arătăm că pensionarii n-au intrat în stand-by. Deci, au activitate și după ce au ieșit din activitate, cum s-ar zice. De altfel, zilnic, pentru că sunt vecin cu domnul Mureșan, mă întâlnesc dimineața și seara, unde te duci gurii, mă duc la fermă. De prin muri, vin de la fermă. Deci, probabil că, și nu probabil, pentru mod sigur, în timpul când lucrează la fermă, îi vine inspirația și mai compune câte o poezie, pe care ne-o redă și nouă. Așa. Și să știți că pensionarii nu se ocupă numai neapărat, deci în cadrul domnului cu poeziile. Alții sunt pescari, alții sunt, au diferite alte activități. Unul este, de exemplu, participă la concursuri internaționale. E vorba de domnul Olan, poate îl știți, care este în fosta gară. Așa, și de fiecare dată i-am evidențiat pentru activitățile pe care le au. Vreau cu această, cu ocaziile care le avem noi acolo, să realizăm o unitate între generații. Pentru că de foarte multe ori se spune că bătrânii gata, au plecat și nu mai au niciun rost, sau rost în viața cotidiană. Ba au, dar trebuie să o dovedească. Și unul dintre cei care o dovedește este și domnul Mureșan. Îi mulțumesc că m-a invitat astăzi aici. Cu ocazia asta îl mai invit să participe la celelalte activități, așa pe care le vom organiza și ce să ne dorim? Să ne dorim succes în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, domnului Moș. Vă pot mărturisi că acea fermă este ca un colț de rai. Și, într-adevăr, acolo este ceva special, deosebit, că în majoritatea poeziilor, cam acolo sunt concurse și scrise. M-am gândit. Vă dorim mult succes. Vă mai departe toată activitatea. În continuare, îl invit pe Răzvan Maricaș să le recite și locuiești. Întoarce-te la Dumnezeu, de George Mureșan. Când parcă cerul cade, când simți că ți-e greu, când lacrima te arde, întoarce-te la Dumnezeu. Când te încearcă viața, când nu știi drumul tău, când te cauți dimineața, întoarce-te la Dumnezeu.
Când te apasă întrebări, când noaptea mâncău, când suse, fără de scări, întoarce-te la Dumnezeu. Când ești fără de scăpare, când lațul e atât de greu, când iubim vrei îndurare, întoarce-te la Dumnezeu. Când sângerezi în uitare, când vezi umbră în jurul tău, când este doar o scăpare, întoarce-te la Dumnezeu. Mulțumim lui Răzvan, cât de frumos și emoționat se fera să parcă când auzi un mesaj din gura unui copil, parcă te prind așa emoțiile și stări diferite. Felicitări o dată de copii și vă dorim și vouă mult, mult succes pe mai departe. Acum, noi cei de aici cu emoții, cel puțin eu cu emoții, am purtat toată această desfășurare. Îmi cer scuze pentru emoții, dar acum vă provoc și pe dumneavoastră, dacă dintre voastră dorește cineva să ia cuvântul, câteva aprecieri sau câteva cuvinte. Uite că și avem curajos. Mulțumim! Salut! Creștinii din Urfalo, le mulțumesc că mă primim cu brațele deschise. Soția domnului Gigi mi-a deschis calea. Mă simt copleșit o emoție. Pentru că domnul Gigi a mai așternut pe fie o trăire, o simțire, niște gânduri care poate altfel s-ar fi pierdut în negura vremii, în societatea asta conversată. Am majoritatea vorbelor domniei sale, o să mai adaug în bibliotecă încă un volum și o să-l citesc cu sufletul la Curăștin, că a fost scris nu pentru lumina tiparului, ci pentru a ne lumina nouă sufletele. Subscriu la ceea ce spunea Părintele Pădurean, cum că există o lege a compensației, dumneavoastră parcă spuneați, și la mine funcționează legea asta, tot până la urmă cred că o să-l ascult pe domnul Gigi și o să scot și un cuvânt de poezii sau de proză, ca să fie pentru îndreptarea celor din jurul meu. Pentru că și eu am avut de învățat de la cei din comunitate, de la oameni poate străini de familia mea, de viața mea de fiecare zi și e bine să pun și o piatră de temelie la chestia asta. Mă simt de asemenea onorat cu astfel de oameni din jurul meu și o să mă duc mai bogat sufletește acasă și cu coada ochiului nu mă ascund, am văzut că doamna profesoară Mirela era cu mapa. Cred că dumneavoastră coordonează copiii ăștia. Dacă nu așa. Colega mea, o apreciez. Vă doresc o duminică binecuvântată și, cum v-am spus, o să merg cu sufletul plin acasă și cu inima veselă. Mulțumim frumos domnului Vicentiviu din Halmăș pentru gândul bun și pentru frumoasele cuvinte. Și dacă cumva nu o să aveți un loc unde să faceți așa lansare, noi vă deschidem după acum invitația cu drag ca să prindeți și cât mai multă experiență în domeniul ăsta. Mult succes! Dumnezeu să vă ajute! Dacă mai dorește cineva în continuare, Natalia. Dar mai avem încă din... Dacă mai este cineva din public. Dacă mai... Eu sunt aici un pic ascunsă. Vreau să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, domnul Gigi, vreau să vă felicit pentru creativitate, pentru inițiativă și pentru toate evenimentele acelea pe care le organizați. Nu doar în Șuleu Silvaniei, ci și aici în rândul nostru. Știu că transmiteți foarte multă emoție prin ceea ce scrieți și vreau să am o curiozitate. Pentru că eu, ca și copil, la școală, nu?
În momentul în care trebuia să fac un comentariu literar, da, în limba română, întotdeauna oarecum mi se cerea să spunem autorul a vrut să zic aceasta, autorul transmite aceasta. Uite, acum avem ocazia să vorbim față în față cu un autor. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, pe lângă ferma, care înțeleg că vă inspiră, ce altceva vă inspiră? De unde vă trageți? Eu doar fac pentru punct ce fac copil. Cineva îmi transmite toate chestiile astea de nu stau, adică o singură poezie, mă scuzați că stau jos, o singură poezie am scris-o, am scris-o. Să stau eu să gândesc atunci când era pandemia pe pas, când eram, mă rog, cu două teste negative, eu aveam urmări pe COVID, la asta, înțeleagă, Doamne, asta, mă? Și atunci m-am chinuit să scriu o poezie de pas. Atunci am dat și am scris-o și am spus. Am spus, dacă ar fi trebuit să fac chestia asta la toate cele 8 volume de atunci, l-am fi scris în veci. Deci, în momentul în care mă aștept jos, cineva parcă îmi șoptește ce trebuie să scriu și eu doar scriu. Și am pus punct, nu știu acum eu chiar că sunt poate, dar în momentul în care am pus pictul jos, poezia aia nu mai umbră nimeni. Adică nu, ies pe iau după 3 zile și să mă uit, mai scriu ceva sau fac ceva, nu. Nu. Deci, ce a vrut să spună autorul e una, ce fiecare înțelege din ce a vrut să spună autorul e așa. N-o să găsești, scuzați-mă, n-o să găsiți doi, trei oameni care să spună același lucru. Fiecare va avea, depinde de starea în care este omul în momentul în care citește poezia sau... Și cam asta este, nu știu, nu vă pot dar nu știu decât dacă îl întrebăm, Doamne, Doamne, că de acolo vine tot. Mirela, asta e prima dorință de a merge câteva cuvinte. Permiteți-mi să adresez și eu câteva cuvinte în acest moment important. Cuvinte care vin dintr-un suflet plin de emoție, dar care dorește să-și arate recunoștința, admirația, prețuirea pentru domnul George Mureșan, un om de mare valoare, un om mare al culturii românești. Când mă gândesc la omul și poetul George Mureșan, îmi vin în minte cuvinte precum bunătate, respect, empatie, credință. Și mai sunt multe altele. Patriotism, altruism. Prin acest mănunchi de virtuți și calități care îl caracterizează pe domnul George, presărat cu darul, sau putem spune harul divin, care l-a înzestrat Tatăl Ceresc. Eu zic, după părerea mea, că a luat naștere cel de-al 9-lea volum, un titlu atât de reprezentativ, Iisus din Potir. Dacă ne gândim la acest titlu, și la locul în care are loc marele eveniment, ne dăm seama cu ușurință cu toții cam despre ce va fi vorba în aceste poezii. Aceste poezii nu sunt doar poezii, sunt rugăciuni. Când ne dorim să stăm de vorbă cu Dumnezeu, când ne dorim puțină liniște, când ne dorim să trecem peste un anume impas, găsim totul între coperțile acestei cărți și acelor trei cărți religioase care au fost lansate până acum. Spun aceste lucruri pentru că am lecturat o mare parte din aceste poezii și mai pot spune că aceste poezii,
pe care le trăim când le citim, ne plimbă prin toate trăirile sufletești pe care noi le putem simți ca și oameni. Începând de la tristețe, gândindu-ne la pandemie, cum a spus și domnul părinte, la bucurie, la regret, de la regret, la optimism, la încredere în Tatăl Ceresc, la dorința de a fi mai bun. Nu spun mai multe lucruri, vă las pe dumneavoastră să răsfoiți această carte și să simțiți asemenea emoții pe care le-am simțit și eu. Și ar fi ideal dacă fiecare am avea în biblioteca noastră de acasă, alături de cărțile de rugăciune, cel puțin un volum cu poezii religioase. Nu numai să-l avem acolo, ci să-l răsfoim și să-l lecturăm iar și iar și iar când ne dorim să stăm de vorbă cu Tatăl Ceresc. Doresc să aduc sincere felicitări domnului George Mureșan și doresc să-i adresez sincere felicitări și doamnei Mariana, care sprijină necondiționat și împreună ați reușit să ne aflăm aici în acest moment important. Doresc să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în familia dumneavoastră mare, pentru că ne oferiți cu atât drag aceste daruri din aceste nouă lume. Doresc să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți prietenul foștilor mei elevi, care acum sunt elevi în clasa 5-a și care, și datorită dumneavoastră, au îmbrățișat gustul pentru lectură, pentru poezie. Vreau să invit aici în față și să vă adreseze și ei recunoștință și admirație că acum este momentul. Vă rog frumos, copiii din clasa 5-a care sunt prezenți, acum este momentul să-i adreseze domnului George Mureșan, care este nu numai prietenul vostru, voi îl considerați și cum îl considerați? Bun. Da. Respectuos. Și Eminescul zilelor noastre, ei au spus-o anul trecut, dacă vă amintiți, dar emoțiile, cred că nu v-au lăsat să vă gândiți așa de departe. O mică atenție din partea tuturor copiilor din clasa 5-a și vă mulțumim. Vă doresc din suflet multă sănătate. Tatăl Ceresc să vă țină mereu de mână, să puteți duce la bun sfârșit toate proiectele pe care le aveți în plan. Și dați-mi voie să închei prin câteva versuri care se regăsesc în această carte și care m-au emoționat enorm și fac remedie la ceea ce am spus mai devreme. Maică Sfântă, fii mijlocitoare, căci e pământul de păcate greu. Și pentru noi, tu cere îndurare la Fiul tău și Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult, doamnei profesoare, pentru cuvintele adresate, pentru surpriza de a aduce copiii cu care am avut și o oră de citit, am avut și un concurs de recitări, care sunt dragi, ca și ceilalți, sunt dragi copiii, da. Dacă a reușit să umplu puțin la așa, să dau restartul ăla pe care scriam eu în poezie, atunci mă bucur. Am vorbit, o să mă iertam, că e bine păcatul, cine o să nu țin din vinovat. Mulțumim frumos, Mirela. Dacă mai dorește cineva de credincioși, dacă nu, mă încheiere. Înainte de a face încheierea, am dorit să încheiem tot cu precizare.
recitarea unei poezii pe care Natalia o înțelege pe din nou. De George Mureșan. Când ai venit în astă lume, destinul tău era deja sortit. Ai venit cu un scop anume. Știu, Dumnezeu nu a greșit. Plin de har și înțelepciune, ne apropii de cele cerești, parcă ai spus o rugăciune atunci când doar ne vorbești. Lui Dumnezeu dă mulțumire că bunătatea sa nemăsurată te-a îmbrăcat în haine de iubire și în piept a pus o inimă curată. Să aibă grijă de tine, Dumnezeu și Maica Sfântă cea prea curată, să nu simți niciodată că e greu, iar supărări să nu e niciodată. Felicitări tuturor profesorilor! Acum, în încheiere, doresc să-i mulțumesc încă o dată Bunului Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să fim astăzi aici. Îi mulțumim Domnului Mureșan că ne-a onorat și cu acest eveniment frumos. Le mulțumesc încă o dată copiilor, le mulțumesc tuturor celor invitați. Ne-au împărtășit din frumusețea cuvintelor, împlinit atât de frumos cum este. Și vă mulțumesc, desigur, în ultimul rând, dumneavoastră, dragi credincioși, pentru răbdare, pentru implicare în toate evenimentele pe care biserica noastră le găzduiește de fiecare dată aici. Domnului Gigi, îmi dorim multă, multă sănătate, mult succes pe mai departe și cât mai multă liniște și cât mai multe clipe de inspirație în acel colțișor de rai. Dar vă pot spune și vă cred că fiecare știm lucrul acesta atâta timp, cum spunea Părintele, suntem în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu își coboară de acolo de sus harul și fiecare simte și își înmulțește acel talent sau talanți pe care i-a dat Dumnezeu. Mult succes pe mai departe! Sigur că dacă Domnul Mureșan a făcut nouă bucuria aceasta și dacă de la Dumnezeu vine tot darul, încercăm și noi, ca și gazde, să oferim un mic dar. Și o să încep desigur cu dumneavoastră, oferindu-vă o icoană care să vă fie povăzuitoare și să vă dea putere și clipe de binecuvântare. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă dea sănătate. Mult succes pe mai departe. Mulțumim încă o dată pentru frumoasele cuvinte, pentru tot și vă mai așteptăm cu drag în biserica noastră. Domnului Moș, încă sănătate, sau așa drept. Eu vă trecesc că n-am făcut armata, dar încerc să fiu... Am făcut armata, dar sub altă formă. Părintele Pătăleanu a făcut-o și... Da. Doresc să lucrez o icoană și lui Mirela, mulțumindu-i pentru că s-a implicat. Georgiana, care ne va mai cânta încă o piceasă la final. Mult succes, George, și mai departe. Doamne. Și domnul Florin, copiilor, care să fie o amintire pentru ei. Mult succes, lui și mai departe. Doamne. Trebuie să fie sănătos să le aduceți bucurii de fiecare dată. Da. Sigur. Vreau să mulțumesc copiilor pentru ajutorul pe care mi l-au dat în această lansare și lui Georgiana. Vreau să le mulțumesc pentru că s-au implicat, au venit și au înfrumusețat acest eveniment. Mulțumim încă o dată. Acum, desigur, la despărțire o să vă rog să veniți aici pe rând, așa cum avem îndătinat obicei, spre a vă mirui, iar mai apoi, la ieșire, cei care doriți volumul de poezie al domnului Gigi, vă va sta acolo la dispoziție, vă poate face și un autograf. Și desigur, din darurile pe care dânșii le-au pregătit pentru dumneavoastră, vă rog să stați și să gustați. Avem și un ceai cald, deși afară e destul de
plăcut. Avem și o cafea pentru doritor și un pic de cozonac, așa ca și întărire dubioasă. Mulțumim încă o dată pentru tot și mult succes pe mai departe!